Salutare lumea, ce mai faceți? Eu sunt Rex și bine am venit la un nou episod din Hitman Absolution. Din vă amintiți din episodul trecut am rămas aici la ușa asta, aici unde la foc. Da, am mai continuat episodul pentru că au sunat și, na, invitați sunt invitați și, a, doamne mă, mă deglază când vin așa și nu dau niciun telefon, știți, și așa. Și da, mi-a deranjat filmarea, îți dai seama. În plus, pe site-ul ăsta care filmez nici nu am să pun pauză, știi? Băi, credeam că e un om de la care trebuie mort. Dar oricum nu voi omorâ. Mort. Ha ha ha, sunt malefic. N-o să iau hainele. Hainele mele sunt haine. Ok, mergem sus, mergem sus. Dar oricât e sus, what the fuck. Bun, ieșim pe ușă. Că pe altceva putem să ieșim și pe geam și pe... Acum ieșim pe ușă. Hai mă, ieși. Bun. Ce-i noapte? A, nu-i doar un club. Ce what the hell, bă? Ce? Se pare ciudat că eu sunt aici? Ce? Shadra? A, nu, pistol de arma, bă. Nu, ăsta lasă-mi așa. Bun, mor. Alții mai au probleme? Văd că mai au. Ok. Tu fără cască, bă? Tu așa vii în război fără carabin, chiar dacă nu e... Fac, nu e în gloanțe, pân-te jos. Acum sus. Ok. Totul e ok până ăsta își găsești acum să-și încarce arma. Cam așa. Mor drecu. Nu te iubești, mă, tati, acasă. Ia hai mă că văd pe unul pe aici, pe jos. S-ar putea să vină pe ușa care am venit eu. Hai să-l așteptăm cu onoruri. Bun, și am un pe unde naiba... A, uite pe aici, mă. Oh, fuck, ți-am zis că mă ia pe la spate, mă. A, tu nu, mă. Avioane. Du-te, mă, ta nu vrei, bă. Uai, futu-ți gurița aia ta. Nu moare. Cum boala? N-a fraier, mai zi tu acum ceva, hai mai zi. Stai că cobor jos și rup. Nu ne-ai bat trage? Vine la-i mă! Fraier, te-am luat. Ok. Îl văd pe acolo. Sau cel puțin l-am văzut, apă nu uite la mă. Uite, ia. Ok, au mai rămas unul. Fuck. Ah, fuck. Nu da. Hai, merge. Aha, și mă gândeam și frate. De glonță, mă. Auzi, și credeți că vă jucați aici cu mine, mă? Chiar dacă este un joc. Voi ce credeți că e un joc? Ok. Nu e ăla? Ba da! Fraieriță ei! Ți-am zis eu. Dar tu nu, că tu n-ai să faci. Ah,
Hai, mă, mori, mă. Tot e că nu te iubești, mă, ta. Wow. Bă, dar de ce nu mori când îi trag în cap, mă? N-ai cum să aibă vesta anti-glon pe cap. Hai, mă. Să mă încărcăm, mă, leacă. Bun, de unde mai trag? Adică pați ăștia. În spate. Bun, bun. Nu, mă. S-am văzut capul pe care pare rău. A, dacă tu nu știi. Cum se ascunzi? Oa, e încă doi în spate, what the fuck, bă. Ăștia ce vor să fac, să mă violez, bă? Uai, ce credeam că nu mai am gloanță, stai, mă. Nebuneau. Așa. Bă, nu! Am uitat la... Mori dracu. Așa. Unde stă ăla, bă? Și nu m-am pus că, bă, ce prost e, bă. What the fuck? Fuck! Uite, bă, după asta. Ai, de capul meu. Ate e naibii, bă. Tot din naibii. Ohoho! Unul mai acum azi. Unul singur. Acum nu mai acum azi niciunul. Muhohoho. Sunt malefic. Aia glumeam. What fac ce e acolo? Am puțit. O de ăla de tăiat, de tocat. Chestii de aia cum zice, mă, nu chedo. Ce nu... Poți să mă urcă? A, că el e prea și mea care să urci pe el. Deschide. Bun. What the fuck? Biserica. Biserica. Ce se întâmplă aici? Ia uite pe asta, bă. Te-am prins, frere. Ți-ar bicicleta care-i lângă mine. Să vezi ce-i fac. Iar e rănit la picior din episodul trecut. Sunt dacă nu mă șeală. Uai, nu mai avem, nu mai am gloanțe decât în... În traliera asta, dar ia uite cum îi spune mai... La traliera. Hai, să vedem. Da, chiar o să vină pentru că aude... Asta. Ia să vedem noi. What the fuck, eu slujbă, acum. Da, am un pistol, da. Și el are pistolul ăsta de la sicăriu. Oh, fuck. Fuck! What the fuck, trebuia să-l pușc în cap? What the fuck? Ce cu ăsta, bă? Uai, de acum l-am pus în cap. Așa. Am dat skip. Bă, dar cum că l-am împușcat? Fiți-ar morții, mătii, morând să-ți fie, du-te morții, mătii. Să-ți le bagi pe cur. Bine, Jerky. Ești bău de put, stai jos. De ce nu e, bă? L-am pușcat în cap, ați văzut voi, acolo, am pus ținta. Uuuu!
Gata, fița armată, am tot mormântul mătii să-ți fie. Hai, te-ai dus dracu. Bușca de la naiba. Oh, fuck. Black, white, fuck. Ok. Gata, s-a dus. Ei bine, na, ce să-i fac? Hai să termină și episodul ăsta. Până data afară, nu uitați să vă abonați. Să dați un like și un comment dacă vă place cum îl vedeți pe Hitman mergând în slow motion pe stradă cu privirea lui chinuită. Da. Da, până data viitoare, nu uitați, ne auzim de aici. Bye bye!